Toma, zis geamăn pentru că era gemeni, era încă un frate de-a lui care s-a născut în același timp, cum are și fratele Liviu, gemenii. Și când s-au născut, s-au născut cu o greutate mică de tot gemeni, credea că nu trăiesc. Dar Dumnezeu a zis soacra, mama soacră, Jana, a zis că îi alimenta un furtun direct pe ei și vor trăi. Și Domnul a lucrat să trăiască și acum sunt tari și mari. Măriți să fie Domnul. Tom a zis geamăn, unul dintre ucenicii Domnului Iisus, care era credincios, Toma. Când a murit Lazar, a zis, a murit Lazar. Și a zis Domnului, hai să mergem și noi să murim cu Domnul, cu Domnul. Pentru că tocmai iudeii căutau să-l omoare și a zis, iară se duce acolo, murim cu el, dacă e, mergem și murim cu Domnul. Și a fost un ucenic deosebit în lucrarea lui. Cărțile spun istorice și Wumbrand, fratele Wumbrand a spus despre el că el a fost un apostol care s-a dus misionar în India și chiar acolo a murit ca martir pentru Domnul. Spunea el, Wumbrand, că când a intrat acolo, când de-a voi, a zis, cum ai intrat aici? Cu ce te ocupi? Sunt arhitect. Arhitect? El a zis, duhovnicește că e arhitect, că construiește case sus în cer. Da, atunci, evreii sunt deosebiți, ia aici bani și fă și mie o casă, te rog, frumoasă, așa cum știți voi evrei. Da, și a cărat aur și zicea, mai dăm. Și el se ducea și dădea la săraci. Dădea la săraci și împărțea la săraci. Și zicea mereu, mai dăm că mai trebuie. Încă nu s-a terminat casa ta. Și i-a dat și a urmărit, vreau să văd casa. Când a văzut că nu e nimic, a vrut să-l omoare. Și noaptea Domnul i-a venit în vis și a zis, dă-i că casa ta este în cer, el ți-a construit o casă în ceruri. Mai dă-i acolo bani, că el acolo îți zidește casă. Mărire Domnului! Frați și surori, noi ce facem aici, prin credință, nu vom mai primi înapoi la cei din jur, dar primim acolo răsplata în cer. S-a dus într-un templu al idolilor și era plin de idolatrie acolo, spune tot Wumbrand, că era omul citit, era omul lui Dumnezeu. Și se spune că când a intrat acolo, a luat un topor și a distrus toți idolii cu toporul acel. Au rămas toți uimiți. Și au zis, ce faci tu? Ce poți să ne spui tu de Dumnezeul tău? De atâta curaj! Și era acolo un vas cu apă și a zis, aruncați apa în sus. Și când a aruncat-o în sus, a rămas înghețată în aer. Când a aruncat-o, a rămas înghețată în aer. Suspendat. Și a zis oamenii de acolo, cu adevărat există un Dumnezeu. Și oamenii aceia s-au întors la Domnul. Mărit să fie numele Domnului. De data aceasta spune cuvântul Domnului că Toma a lipsit, nu era cu ei. Și ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Și cuvântul Domnului spune, că e foarte important, frați și surori, să nu lipsim de la adunările noastre. Pentru că în adunările noastre creștem. Nu vii o zi, nu vii a doua oară, nu vii a treia oară, răcești față de adunare și scazi spiritual. Dar venirea la adunare face să creștem. Poporul s-a obișnuit să ia cina în majoritate, cu sutele, la noi, la biserică. De ce? Pentru că a crescut. A înțeles ce este cina, se pune în rânduială cu Domnul și iau cina.
au crescut în cuvântul Domnului, cresc pentru că vin la adunare. Dar unii care nu vin au rămas piperniciți și au rămas copii din cauză că nu cresc. Contează foarte mult să venim la adunare. Domnul să ne ajute la aceasta. Ceilalți ucenici au zis, deci, după 8 zile, am văzut pe Domnul, dar el a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuilor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Dar era de ajuns ce spusese ucenici. Că spusese că l-au văzut pe Domnul. Era de ajuns. Trebuia să creadă ucenicii. Dar el era așa de sceptic. Dacă nu voi vedea eu pe Domnul, să-l pipă eu. Și spune în 1 Ioan 1 cu 1, dacă poate frații să mă ajute. Ce era de la început? Ce am auzit? Ce am văzut cu ochii noștri? Ce am privit? Ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții? Ucenicii îl văzuse, îl pipăise. Eu sunt. Dați-mi ceva de mâncare. El trebuia să creadă, frați și surori. Trebuie să vină Domnul Iisus direct în trup ca să credem că Iisus este Domnul? Nu. Trebuie să credem pe ucenici, pe frați, că s-au întâlnit cu Domnul și că l-au primit pe Domnul și că Domnul este viu. Și că trebuie să credem Scripturile, că El este viu, mărit să fie Domnul. Toma avea o îndoială sinceră. El vrea să-L acceptă pe Domnul că este înviat, să creadă. Și era sincer cu aceasta. Dar vrea să-L vadă. Era o îndoială sinceră. Dar sunt unii care au o îndoială nesinceră. O îndoială nesinceră. Și uitați-vă cum. Am citit undeva că un om zicea, eu nu cred în Vechiul Testament. Pe de ce? Eu nu cred. De ce? Pentru că acolo spune undeva în Exod 20 să nu prea curvești. Și omul acesta prea curvea. Și nu credea. Era o îndoială nesinceră, că nu credea. Eu nu cred. Sunt unii care nu cred în proroci. Nici în prorocii buni, nici în prorocii care nu sunt buni. De ce? Pentru că îi este frică să le dea pe față păcatul lor. Eu nu cred în proroci. Lasă-mă cu prorocii, că nu mă rog eu. Dar de ce nu te rogi? Să nu-ți dea pe față păcatul. Mă scuzați că mai bea puțină apă. Și Iosafat se încuscrise cu Ahab. Iosafat, bunul împărat, de partea sudică, la iudei, în Ierusalim, cu Ahab, care era în Samaria. Și au stat împreună, au băut și au mâncat cuscre. Vreau să mergi cu mine la Galat. Iosafat, caii mei, caii tăi. Oamenii mei, oamenii tăi. Dar n-ai pe aici un proroc care să ne prorocească. Să vedem, să întrebăm pe Domnul. E unul aici, Mica, fiul lui Imla. Dar prorocește numai rău ăsta. Dar de ce? Era îndoielnic că nu era sincer. Că știa că avea Dumnezei străin și ăsta îi spunea adevărul să se pocăiască. Nu mai rău, mă, îmi prorocești. Frați și surori, oamenii lui Dumnezeu spun adevărul. Mărire Duhului Sfânt. Dar oamenii trebuie să se pocăiască. Și când sunt cu inima curată, să-mi vină orice prorocie, că nu mă sperie. Că eu sunt cu inima curată, și slăvit să fie Domn. Și s-a dus și l-a chemat.
fii atent să prorocești și tu bine, că uite, toți, Zedechia, fiul lui Chenana, prorocește acolo, a luat niște coarne și zice, așa vei birui cu sute de proroci. Așa vei birui. Și când a venit, eu voi spune ce îmi spune Domnul. Și când a venit, de câte ori să te... Da, vei birui, l-a întrebat, Mica, vei birui, vom birui? Da, vei birui. Adică te spunea după ei, dacă voi ziceți așa și vreți să vă prorocesc ce vreți voi, da, du-te că vei birui. De câte ori să te pun să juri că spui adevărat. Și atunci Duhul Domnului vine peste și spune, așa vorbește Domnul. Văd oile risipite pe munte, fără păstor, ca niște oi fără păstor. Se vor întoarce acasă la corturile tale, Israel. Ahab zice lui Iosif, vezi? Ți-am spus eu că nu mai rău îmi prorocești. Vezi ce a prorocit. Și vine Zedechia și îi dă o palmă. Pe unde a venit Duhul și a prorocit din tine? Și atunci îi zice, vei vedea tu când vei umbla din cameră în cameră și te vei ascunde. Și în felul acesta s-au dus la bătălie și așa s-a întâmplat, după cuvântul Domnului. Mărire Duhului Sfânt. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Domnul Iisus avea un trup special, îl și pipăiau de carne, dar era și de slavă, putea să fie prezent în orice loc și El poate să fie prezent în orice loc. Și în dimineața aceasta este prezent. Și a zis, pace vouă! O, ca pacea Lui nu există altă pace. Când dă El pace, rămâne pace. Chiar dacă este furtună în jurul tău și nu vezi ieșirea, când zice El un cuvânt, se face. Și în dimineața aceasta mă rog ca Domnul să dea pace în fiecare inimă, în fiecare casă, că Domnul Iisus este Domnul păcii. Glorie Lui și prezențe Lui în adunare. Nu este ușor să ai pace. Pacea nu se cumpără la magazin. Poți să dai la bani cât ai de. Pacea o dă Dumnezeu. Osana, glorie Duhului Sfânt. Și ea vine de sus, aleluia, și intră în inimă prin Duhul Sfânt și când dă pace, înseamnă că ești în siguranță. Nu se va întâmpla niciun rău, viu este Domnul! Nu se va întâmpla niciun rău, viu este Domnul! Duhul Sfânt vorbește în adunare. Pentru că mulți i s-a luat pacea. Li s-a luat pacea, chiar dacă au de toate, n-au pace. Viu este Domnul că va da pace. Binecuvântat să fie Duhul Sfânt, pentru că a zis, eu sunt Domnul păcii. Lumea o dă cum vrea ei pacea și nu ține, dar când o dă El, El este stăpânul și El o așează acolo. Simt deja că se așează pacea. Să așează pacea în inimile noastre. Doamne, lasă pace în casele noastre, lasă pace în familiile noastre, lasă pace în biserică, lasă pace între frați, între surori, între comitet, între tineret, lăudat să fie Duhul Sfânt! Ne-a chemat la o împărăție a păcii. Binecuvântat să fie Domnul! Apoi a zis, adu-ți degetul încoace, și uită-te la mâinile mele, Domnul. Domnul i-a vorbit exact ce spunea El, că El știe gândul. Adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Frați și surori, Domnul cere să avem credință în dimineața aceasta. În unele lucruri poate că te-ai îndoit, dar dacă ai o îndoială sinceră, Domnul îi va da răspuns. Dar dacă e nesinceră cu păcatul, eu nu cred, nu știu dacă e un păcat acolo, de asta e o nesinceritate. Dar dacă e o îndoială sinceră, Domnul o va rezolva în dimineața aceasta. Duhul Sfânt este în adunare. Aleluia, glorie Duhului Sfânt. Frați și surori, Iisus Hristos al nostru trăiește și este viu.
Atunci când a văzut Toma, spune, drept răspuns Toma, i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Domnul meu și Dumnezeul meu. El este Domnul nostru și Dumnezeul nostru, frați și surori. Nu este alt Dumnezeu în afară de El. Nu este alt Dumnezeu în afară de El. El este singurul Dumnezeu. Și binecuvântat să fie prezența Lui în adunare. Tomo, i-a zis Iisus, că Domnul Iisus vorbește și ne-e dor de glasul Lui. Aleluia, glorie Duhului Sfânt. Și spune o cântare, când El vorbește, când îți vorbește în inimă, ce ești cel mai bucuros. Când îmi vorbește Domnul Iisus, sunt cel mai bucuros. Fie orice cuvânt ar spune El. Și cuvântul că mă mustră, să spune, tu ai păcătuit. E cuvântul Lui și tot mă bucură. De ce? Pentru că întotdeauna la El este nădejde. Știi de ce spune, te-ai păcătuit? Ca să mă pocăiesc că este îmbrăcat în milă și în har și să mă ierte. Mărit să fie harul Domnului. El spune și cuvinte de apreciere și de ridicare. Binecuvântat să fie Domnul. Și spune, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Nu-i spune nicio fericire decât atât. Ai mai văzut, ai crezut. Dar ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Cine sunt aceștia? Ridicați mâna. Noi suntem. Noi suntem, frați și surori, cei mai binecuvântați, speciali. Niște oameni special binecuvântați de El. Pentru că n-am văzut și am crezut. Prin aceasta îl onorăm pe Dumnezeu. Avraam a crezut pe Dumnezeu că îi va da copii la 100 de ani și aceasta este socotit ca neprihănire. Tu când nu-L vezi pe Domnul și crezi că El este prezent, crezi că El este Mântuitorul, crezi că El și-a dat viața pentru tine, că a înviat a treia zi, că stă la dreapta lui Dumnezeu, aceasta pentru tine este o fericire. Că noi nu trăim prin vedere, ci prin credință. Prin credință. Prin credință în Iisus Hristos. Binecuvântat să fie prezența Lui. Vreau să intru și în al doilea pasaj cu ajutorul Domnului. Cu ajutorul Domnului. Pentru că Domnul, noaptea când a fost vândut, a instituit și cina. A mâncat Paștele, înainte de paharul binecuvântat, erau câteva pahare care beau din ele de vin, familia, prin sărbătoreau sărbătoarea Paștelor, a ispăvirilor, după aceea a luat pâinea și paharul. Frați și surori, prin bunăvoința voastră și a Domnului, aș dori să spun câteva cuvinte despre pâine în Biblie, spune despre pâine în mai multe feluri și despre paharul. Despre mai multe pahare, să spunem așa. Ar vrea să ne facem așa o idee în cuvântul Domnului și Domnul să ne binecuvinteze. În cuvântul Domnului spune despre o pâine, spune de mai multe și le spune așa, le enumăr. Și vreau să mă și încadrez în timp. Spune în Matei 6:11 despre pâinea cea de toate zilele. Pâinea noastră cea de toate zilele. Dă-ne-o nouă astăzi. Cât ți-a dat Domnul pâine ieri și îi dă și astăzi? Să ridice mâna sus. Ne-o dă Domnul în fiecare zi? Ne-o dă. Să nu ne mai îngrijorăm, frați și surori. De pâinea noastră cea de toate zi. Că El ne-a dat-o întotdeauna. Mărit să fie El. Binecuvântat să fie Domnul. Merg mai departe. Există o pâine a întristării. 2 Cronici 18:26. Este vorba despre Mica. Că Zedechia l-a închis când a prorocit. I-a dat o palmă și a zis, băgați-l pe omul acesta în temniță și hrăniți-l cu pâine și cu apa întristării, până mă voi întoarce
în pace. Nu s-a mai întors în pace. Și l-a pus în temniță să mănânce pâinea întristării. Pâinea întristării a mâncat-o și Iosif și Ieremia, pâinea întristării. La închisoare, a stat acolo și le-a dat pâinea întristării. Poate că sunt mulți frați de aici și care nu sunt aici, care au mâncat din pâinea întristării, într-un fel sau altul, vinovați sau nevinovați. Poate unii sunt chiar acum și mănâncă pâinea întristării. Domnul să-i mângâie. Și să schimbe întristarea lor în bucurie. Știți că și pe vremea comunismului, părinții noștri pe unii i-a închis degeaba. I-a luat din fântânele și a pus să mănânce pâinea întristării. Domnul să aibă milă de toți. Dacă cumva mănânci pâinea întristării într-un fel sau altul astăzi, Domnul să-ți dea și pâinea bucuriei. Binecuvântat să fie Duhul Sfânt. Apoi este mai departe pâinea sărăciei. Apocalipsa 2:9. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat și bajocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt. Era și sunt sinagoga satanii. Era biserica din Sardes, era sărac. Pământește era sărac. Și mânca pâinea sărăciei. Dar spune că era bogată duhovnicește. Avem aici în verset 2 Corinteni 8:9. Să vedem. Că-și cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi. Pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Mărire Domnului. Și Domnul Iisus a fost sărac pe pământ. A fost sărac pentru noi ca pe noi să ne îmbogățească. Dacă cumva încă ai lipsuri în casă, încă mănânci pâinea sărăciei, Domnul să te binecuvinteze. Și Domnul să aibă milă de toți cei care încă au probleme financiare. Domnul să aibă milă de fiecare. Spune în Biblie despre o pâine, pâinea celor mari. Spune în Psalmul 78:25. Asta este pâinea îngerilor. Și a mâncat cu toții pâinea celor mari și le-a trimis mâncare să se sature. Spune despre evrei care Domnul i-a dat mana din cer. Ce a fost pâinea celor mari? Era pâinea îngerilor. Mana din ceruri era pâinea lor. Le dădea pâinea celor mari. Apocalipsa 2:17. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, voi da să mănânce mana ascunsă din cer, aleluia. Va fi și o mana care a dat-o îngerilor, acolo o vom mânca. Slăvit să fie Domnul. Binecuvântat să fie prezența Domnului. Revin pâinea celor mari. Duhul Sfânt a vorbit acum 35 de ani, 34, la unii frați, că iată că îți voi da să mănânci pâinea celor mari și iată că mănânci pâinea celor mari, le-a zis la alții. Frați și surori, Domnul a dat la mulți pâinea celor mari din comunitatea noastră, care altădată n-avea pâine, era pâinea sărăciei. Dumnezeu în vremurile acestea a adus pâinea celor mari și a dat-o bisericilor, poporului său. Binecuvântat să fie Domnul pentru aceasta. Al cui merit este? Al lui Iisus. Al Domnului Iisus, cu respect spun. Hosana ale. Altădată erau unii frați care n-aveau ce să mănânce. Și acum chiar aici în București, în fântânele sau în diaspora, mănâncă pâinea celor mari. Vezi pe mesele lor fel de fel de bunătățuri, de binecuvântări. Iisus Hristos este Domnul care le-a dat pâinea celor mari. Altădată nu aveau cu ce să mănânce pâinea aceea sau aveau nu știu ce. Și acum au de toate, că Dumnezeu este mare. Trăiască Domnul! Pâinea mucegăită, spune în Iosua 9:5. În picioare purtau, gabaoniții au venit la, când au auzit că poporul este tare, că Dumnezeu este cu ei, s-au speriat, s-au speriat.
s-au speriat mult de tot. Și s-au prefăcut că sunt de departe, au luat haine vechi pe ei. Au făcut într-așa fel ca pâinea să fie mucegăită, uscată. Picioare purtau încălțăminte veche și cârpită și erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei, iar toată pâinea pe care o aveau pentru hană era uscată și mucegăită. Mucegăită era. Și a venit la ei și a zis, suntem de departe, primește-ne. Și Iosua n-a mai întrebat pe Domnul și a zis, gata, bine. După aceea au constatat că erau de aproape de tot. Stăteau aproape de tot, dar umblau cu lui. Dar făcuse jurământ cu ei. N-a mai putut să ia jurământul înapoi. Evreii când spuneau ceva, era dat și amin. Și a zis, fiindcă ați umblat cu viclenie, vă vom pune să scoateți apă și să tăiați lemne toată viața. Și așa s-a făcut cu ei. Ce înseamnă pâinea mucegăită pentru noi? Este pâinea vicleniei. Sunt învățăturile false. Pâine mucegăită. Dacă mănânci pâine mucegăită, te îmbolnăvești. E veche, e otrăvită. Și așa și cu învățăturile viclene ale oamenilor care au dorința de a ne da de partea lor cu învățăturile străine, să avem grijă. Să nu primiți orice învățătură, orice prorocie, orice adunare, vă rog frumos, nu mergeți în orice adunare. Și nu chemați și frații și surorile din adunare organizați să mergeți în altă parte fără să ne întrebați și pe noi. Pentru că acolo sunt învățături străine și nu suntem de acord cu ele și nici conducerea cultului penticostal. Vă rog, nu faceți de capul vostru. Dacă vă lăsăm liberi, vă lăsăm să vă bucurați. Și este bine. Nu vrem să fim ca niște dictatori. Că altă dată, cum făcea frații și nu dădea voie nicăieri și vă dăm voie. Dar nici așa să faceți de capul vostru. Să mergeți unde nu trebuie, să faceți ce nu trebuie și în felul ăsta să luați pâine mucegăită și să aduceți în adunar. Și la urmă s-au, păi a zis sora cu tare că așa e bine să facem. Cum adică așa e bine? Păi așa am primit. De unde ai primit asta? De la sora cu tare sau de la fratele cu tare care s-a dus și a dus altă învățătură. Amin? Domnul să ne dea putere să vechem și să întărim adunarea noastră, lucrarea din adunare, ca să păstrăm o învățătură sănătoasă, ca să putem să trăim, să nu mărim spiritual și să ne ducem mântuirea până la capăt. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să ne dea putere. Merg mai departe. Pâinea uscată. Haideți că am luat-o cu pâine acum, trebuie să o duc până la capăt. Pâinea uscată. Proverbe 17:1. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Când este vorba să fii foarte îmbuibat cu cărnuri și cu lucrurile acestea ale firii, că de acolo vine certurile și lucrurile acestea, când e prea multă mâncare, îmbuibare, cumpărături, mai bine o bucată de pâine uscată, spune. Și să ai pace, să fii liniștit. Măriți să fie harul lui Dumnezeu. Măriți să fie prezența lui Dumnezeu. Asta nu trebuie să căutăm să mâncăm pâine. Se mănâncă și pâine uscată. Se pune la înmuiat, se pune la cuptor și se face fragedă. Măriți să fie domn. S-a pus așa să o tai în felii, să o pui în apă și cu ou, să o pui zahăr și să o prăjești și se face ca niște gogoși. Lecă hanas. Da. Deci important este să nu punem preț pe pâine, pe îmbuibare, ci pe pacea Domnului în casă. Măriți să fie Duhul Sfânt. Spunea bunicul meu Călinovor, mai bine sărac și curat. Da. Dar și dacă ne-a dat Domnul, să-i mulțumim Lui și să trăim cu curăție în prezența Domnului. Haideți că mai am pâinea minciunii. Unii mănâncă pâinea minciunii. Proverbe 20:17. Pâinea minciunii este dulce omului. Frate, sor, dar mai pe urmă îi este plină de pietriș în gură. A fost dulce, dar la urmă e așa de grea, ca un pietriș. Cred că nimeni n-a pus vreodată nisip în gură sau pietre.
ai luat mașina, ai spălat-o, ai aranjat-o, kilometrajul a fost mai mult și dai la... și spui, atât a fost. Se bucură oamenii, mașinuța mea are atâta. Și ai luat 1.000 de euro câștig. Dulce! Banii câștigați la afaceri, la... și așa mai departe, sunt dulci că vin în casă. Dar să fie cu dreptate. Că la urmă sunt amar, la urmă răspundem fiecare. Dacă umblăm cu minciună, e dulce. Câștigi câteva sute de euro, 1.000, 10.000, cât câștigi, e dulce acolo. Dar să știi că vei da socoteală. Va fi ca un pietriș în gură. Dumnezeu știe cum să îngăduie. Încercarea, necazul și ți-aduce chiar ție aminte. Știi ce ai făcut? Că Domnul e Domn. Ce? A vorbit El la o balenă. A vorbit El la o măgăriță. Ne-a construit El mintea noastră. Și vine ca un pietriș în gură. Domnul să ne dea putere. Să nu mai mănânce nimeni pâinea minciunii. Nu știu că nu, știu că voi nu faceți lucru. Dar spun și eu așa, poate că cineva ne aude pe internet sau... Nu știu, Domnul știe mai bine. Măriți să fie Duhul Sfânt. Pâinea cu cântarul. Pâinea cu cântarul. Levitic 26:26. Levitic 26:26. Când vă voi trimite lipsă de pâine, 10 femei vă vor coace pâine într-un singur cuptor și se va da pâinea cu cântarul. Veți mânca, dar nu vă veți sătura. Este vorba de Israel, este vorba de sărăcie și așa mai departe. La noi s-a întâmplat pe vremea comunismului. Se dădea o jumătate de pâine, un sfert de pâine, pe rație, se dădea. Și lua așa și când aveai copii mai mulți, luai mai, de mai multe ori și tot luai pâine. Amos 8:11, tot aici, la pâinea cu cântarul. Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când vă voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Frați și surori, credeți că e foamete acum? Pâinea cu cântarul, credeți că este? Este. În Occident, în Europa, în America, s-au închis biserici. Pentru că a zis cineva, fratele Radu Țârle, ați auzit, frații care ați fost cu mine în comitet. La început, când m-am pocăit, toate mi se păreau păcat. A spus un cuvânt mare care mi-a rămas în inimă. Toate mă speriam să nu fie păcat și ăla și ăla. După 50 de ani, nu mai mi se pare nimic păcat. Ați reținut, fraților, care ați văzut ce cuvânt. Fraților, este un adevăr mare, am plâns. Am plâns și plâng iarăși de... Când i-am pocăit, frate Dan, e voie asta, e voie asta, e voie asta. Și căutai cum să te stai înaintea Domnului. După zeci de ani, nu mai e voie, nu mai e păcat nimic. Mergem ca și cum, nu mai suntem ca și lumea. Ne asemănăm cu lumea din ce se diluează totul. Se pierde credința și unii, bă, când ai bezelie de hăcana, nu mai e păcat nici asta, nici asta. Modernismul și fel de fel de lucruri. Și în felul ăsta este foamete de cuvânt, frați și surori. Este foamete că nu mai au, oamenii nu mai au în inimă cuvântul. Și nici nu știu și au foamete de cuvânt. E foamete. Doamne, Tu să ne dai putere să fim treji și să păstrăm ce am primit de la început. Să nu se ia sfeșnicul, spune, vechează, să nu ți se ia sfeșnicul. Domnul să ne dea putere. Domnul să ne ajute la aceasta. Există un fel, există în Biblie despre pâinea caldă. Pâinea caldă, 1 Samuel 21:6. David era în luptă, era urmărit de Saul, era pe drum și nu mâncase și a oprit la preot. Lasă acolo, da, este 1 Samuel 21:6. 1 Samuel 21:6.
Atunci preotul i-a dat pâine sfințită, căci nu era altă pâine acolo decât pâinea pentru punerea Domnului, care fusese luată dinaintea Domnului, ca să fie înlocuită cu pâine caldă. Și le-a zis, nu avem altă pâine aici decât pâinea sfințită. Eu sunt în război, sunt în urmărire, mi-a dat Saul o lucrare specială, o misiune specială. Și suntem în... Păi, numai asta avem, numai dacă voi sunteți curați. De 3 zile nu ne-am împreunat cu soțiile noastre, suntem pe drum. Și atunci i-a dat să mănânce pâine caldă. Fraților, când scoate pâinea aceea caldă din cuptor și iese aburul acela și o rupi și mănânci din ea, și mai ales cum era înainte, din aceea bio-integrală, mirosea tot fântânelele când venea cu pâinea aceea. Mâncai și te săturai și era foarte bună, foarte gustoasă. Așa este și cu pâinea din biserică. Când este un cuvânt însoțit de la Duhul Sfânt, cu ungere de la Dumnezeu, când este un cuvânt studiat, când este o revelație de la Dumnezeu, aceea este pâinea caldă. Aceea este pâinea caldă care se hrănește poporul și se satură. Mărit să fie harul lui Dumnezeu. Și ne rugăm ca Domnul să dea pâine caldă în biserica noastră și în orice biserică. Să nu se mai dea răcituri, conserve. Că unii citesc predica de pe internet. O ia și o citește și spune despre ea și... Aia nu este pâine caldă. Este o conservă. Cu ce alimentezi poporul? Cu conserve sau cu pâinea caldă? Când este de sus un cuvânt, orice cuvânt ar fi, când este însoțit de Dumnezeu, acela hrănește. Ați văzut când mâncați mezeluri și conserve? Bă, dar ce mi-ai dat? Că tot foame mi-e. Dar când mănânci ceva natural, rămâne consistent. Și spui, m-am săturat și liniștit și trupul și mintea, totul. Așa este și cu cuvântul Domnului, care este proaspăt, care este cuvânt plin de har, de miezoase, cum spunea fratele Albu, gustoase și miezoase sunt bucatele Domnului. Te hrănește și te întărește și poți să crești și să fii binecuvântat. Mărit să fie Duhul Sfânt! Și ultimul lucru despre pâine. Mai există o pâine. Sus despre pâinea caldă, că este cuvântul. Și Domnul Iisus a zis despre aceasta. Și mai este o pâine vie coborâtă din cer. Și aceasta este Domnul Iisus. Șarobe clainus semelac. Ioan 6:51. Ioan 6:51. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viac. Ea satură și are viață veșnică. Și pâinea pe care o dau eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lui. Slăvit să fie El! Aleluia! Slavă prezenței Lui în adunare! Cine mănâncă din pâinea aceasta are viață! Are viață! Aleluia! Pâinea este ca trup al Domnului Iisus Hristos. Ioan 6:56 spune acolo iarăși despre pâinea aceasta minunată și vie. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Aleluia! Binecuvântat să fie pâinea care s-a coborât din cer. Cea mai mare pâine, cea mai bună pâine, cea mai gustoasă. Cea adevărată este pâinea din cer, Iisus Hristos. Simt prezența Lui în adunare. Duhul Sfânt este aici în adunare. Aleluia, să mâncăm din pâinea aceasta, aleluia.
aleluia, când se va ruga, când ne vom ruga pentru pâinea care s-a făcut, aleluia, de câte surori, aleluia, când ne vom ruga pentru ea, se va da valoarea trupului Domnului Iisus. Și cine mănâncă din ea va avea viață. Fie binecuvântat numele Domnului! Nu știu dacă mai aveți răbdare, mai ar trebui să spun, dar este și mai scurt și o să concentrez despre pahar. Am spus despre pâine, acum urmează despre pahar. Merg mai repede. Paharul în Biblie, care s-a folosit de el în mai multe feluri și reprezintă mai multe lucruri. În primul rând, paharul împăratului. Era un pahar al împăratului care era verificat înainte de către paharnici, era un paharnic, cum e Nemia. Nemia era paharnic și nu vreau să mai intru. Și turna vinul împăratului Nebucadnețar și bea din pahar, deci era paharul împăratului, verificat să nu fie otrăvit. Și paharul lui Faraon, ia să vedem, Genesa 40 cu 11. Paharul lui Faraon era în mâna mea, când a visat paharnicul și pitarul, câte un vis în închisoare și Iosif le-a tâlcuit și a zis, eu am luat strugurii, am stors în paharul lui Faraon și am pus paharul în mâna lui. Lui Faraon erau trei mlădițe și zice, trei zile vor fi și iarăși vei pune vin în paharul lui Faraon, paharnicului. Deci era un pahar al împăratului. Mergem mai departe, paharul izbăvirii, Psalmul 116 cu 13. Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Aleluia! Mărire Domnului! Există un pahar al izbăvirilor, frați și surori. Și ori de câte ori Domnul ne cercetează, ne ridicăm paharul izbăvirilor. Că Domnul ne-a dat izbăvire. Că Domnul ne-a mântuit și noi suntem izbăviți. Dar ori de câte ori vine și ne ajută și ne dă izbăvire în cauzele noastre, ridicăm paharul izbăvirilor. Și în ziua aceasta să ridicăm paharul izbăvirilor. Că Domnul nostru este viu, binecuvântat să fie Duhul Sfânt. Dar mai departe există paharul nelegiuirii. Iov 15 cu 16. Cu cât mai puțin ființa urâcioasă și stricată, omul care bea nelegiuirea ca apa, spune Iov. Ființa urâcioasă, noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar ființa urâcioasă și stricată sunt cei care sunt păcătoși și umblă pe calea stricăciunii, a nelegiuirii. Omul care bea nelegiuirea ca apă. Fac de toate. Sunt spurcați și bea nelegiuirea ca apă. Cum bei apa? Vezi când bei un pahar de apă și este tot, bei dintr-o dată tot paharul. Așa și oamenii beau nelegiuirea ca apă. Dar noi nu mai facem lucrul. Amin? Există paharul dracilor, 1 Corinteni 10 cu 20. Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și nu vreau ca să fiți împărtășie cu draci. Că noi nu stăm și la paharul dracilor și la paharul Domnului. Spune tot aici Apostolul Pavel, care se închinau dracilor și beau din paharul acesta închinat dracilor. Fraților, pentru noi, vă dau doar un exemplu. Noi nu avem voie să mergem la petrecerile oamenilor, la nunți, la botezuri și la petrecerile lor. Că acolo e paharul dracilor. Acolo ei cântă și dansează și așa mai departe și beau și se îmbată. Există paharul bețivilor, Proverbe 23 cu 30. Al acelor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Dă mai departe un verset. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor.
dar mai pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. Mai departe. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Mai departe. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării. Amețit. Ca un om culcat pe vârful unui catarg. Și mai departe. M-a lovit, dar nu mă doare. Așa spune bețivii. M-a bătut, dar nu simt nimic. Că nu simte. Când mă voi trezi? Mai vreau vin! Ăștia sunt cei bețivi. Bețivii sunt amețiți, nu știu pe ce lume trăiesc. Am fost în parc cu frații și am văzut acolo 3-4 persoane și o femeie, 2 și 2-3 bărbați. Fața lor s-a schimbat. S-a înroșit. Se strică, se deteriorează trupul din cauza băuturii. Se strică trupul și mintea. Acesta este paharul bețivilor. Noi nu mai avem treabă cu aceasta. Cu beția, cu vinul, cu mustul și cu curvia că iau mințile omului. Domnul să ne ajute să ne pocăim. Există un pahar al suferinței și imediat încheiem. Paharul suferinței, Matei 26 cu 39. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și Matei 20 cu 22. Dreu răspuns Iisus că Iacov și Ioan cereau să fie unul la stânga și unul la dreapta și mama lor a venit: pune-le și pe lor, pune și pe ei la stânga și la dreapta când vei fi în împărăția ta, împărat. Și el a întrebat, dreu răspuns i-a zis: nu știți ce cereți? Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Deci paharul suferinței. I-au fost botezați cu suferința trecut. Iacob și Ioan au fost și ei martirizați. Și ei au fost martirizați. Și zis, da, se poate, veți fi și voi. Veți bea din paharul suferinței. Dar de a vă pune la stânga și la dreapta mea, eu nu pot. Tatăl, de la el depinde tot. Nu eu fac lucrurile acestea, a zis Domnul. Frați și surori, Domnul Iisus a băut paharul suferinței. A băut paharul nelegiuirilor noastre. Slăvit să fie el. Poate că și tu ai băut un pahar al suferinței. Paharul întristării, paharul necazului. Poate că bei și acum din el. Dar Dumnezeu să lucreze, să vină vremea să bei din paharul izbăvirilor. Amin. Amin. Mărire harului lui Dumnezeu. Dacă este cu putință, nu s-a putut. Dacă nu, Tată, facă-se voia ta. Este îngăduit de la Domnul să bem unii paharul suferinței. Pentru că în urmă Domnul va aduce biruința. Va aduce izbăvirea. Și a trebuit să trecem pe acolo sau să trecem. În urmă Domnul dă roada dătătoare de pace a neprihănirii. Fie binecuvântat numele Domnului! Și în ultimul rând, și ne apropiem de cina Domnului. Paharul Domnului. Paharul Domnului. Paharul Domnului este deosebit de toate paharele. De ce? Pentru că în el este sângele Domnului. El este paharul noului legământ în sângele Domnului. Slăvit să fie Domnul! Și Domnul a adus noul legământ în sângele Lui. Marele preot a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor și a dus jertfă de ispășire, sângele lui, trupul lui. Binecuvântat să fie Domnul. Matei 26 cu 27. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând: bezi toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Aleluia!
Frați și surori, cea mai minunată pâine este pâinea din cer care s-a dat pentru noi jertfă, este trupul Domnului Iisus. Și mâncăm astăzi din pâinea aceasta. Și cel mai minunat pahar este paharul noului legământ în sângele Domnului, spre iertarea păcatelor. Astăzi dăm posibilitate fiecăruia să se cerceteze, să se roage, să cer iertare, să ceară iertare și să fie sfințit în sângele Domnului. Nu prin neprihănirea noastră, ci prin harul lui Dumnezeu. Astăzi ne vom apropia de trupul și sângele Domnului. Binecuvântat să fie Domnul. Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm și cerem de la Dumnezeu ca Domnul să ne ierte numele Domnului. Și așa să mâncați, zice Duhul Sfânt, aleluia, și cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Haideți să ne rugăm înaintea Domnului. Haideți să venim înaintea Domnului și Domnul să...